cred că în momentul ăsta este singurul antrenor cu palmares pozitiv împotriva CFR-ului. Sunteți și pe primul loc, se poate mai bine de atât? Da, recunosc că astăzi am avut noroc. Au avut o mulțime de ocazii, la ei n-a fost să intre. A fost o zi proastă pentru ei, o zi foarte bună pentru noi. Am avut noroc, am avut câteva acțiuni de contraatac în care am dat și un gol, după care era normal aici în Gruia să vii să te aperi, să schimbi un pic sistemul. Ne-au pus sub presiune foarte mult, și-au dorit să dea gol, n-a fost să fie pentru ei. V-am spus, am avut noroc, mulțumim lui Dumnezeu pentru că astăzi a fost cu noi. Și vreau să felicit băieții, până la urmă au făcut un meci bun, au avut determinare, au alergat, chiar dacă poate n-am avut posesia. Cei de la CFR au avut posesia, nu este ușor, pentru că sunt o echipă bună, o echipă puternică. Eu vreau să le urez multă baftă joi, să se califice mai departe. Știu că ăsta e obiectivul principal. Cel puțin celor trei echipe le urez baftă și mă bucur că am luat 3 puncte. Din ceea ce știu eu, despărțirea de fostul antrenor a avut loc și pentru că s-a spus că sunt pretențiile prea mari, pentru că sunt multe schimbări, că bugetul n-ar fi chiar de o echipă de play-off. La Botoșani acum însă schimbarea nu e bună, e excelentă până acum. Da, băieții au înțeles că numai prin muncă se pot realiza performanțe, se antrenează foarte bine, e un grup unit, mă bucur că sunt aici cu ei și că am luat niște băieți cu caracter în primul rând. E un grup unit, o echipă care vrem să devenim mai buni, încă nu suntem la ceea ce vreau eu, nu jucăm poate chiar ceea ce îmi doresc, dar ușor-ușor, prin rezultate, prin tot ceea ce facem, se lucrează pe încredere, moral bun și v-am spus, cred că grupul este unit și e foarte important. Ați remizat cu o fostă campioană după un penalti așa mai amuzant. Ați bătut astăzi campioana, urmează din nou meciuri cu candidate la titlu, vă obligă nu puțin. Da. Mă bucur că avem un meci la fel de intens cu FCSB, pentru că vine un meci bun. Așa băieții se motivează la fel de bine, pentru că nu avem timp de să sărbătorim foarte mult, poate în seara asta ne bucurăm, am văzut chiar foarte bucuroși în vestiar și vesel, dar nu avem timp pentru că urmează FCSB și la fel o echipă puternică în care trebuie să facem un joc bun, jucăm acasă în fața suporterilor, cu siguranță vor fi la stadion și vrem să facem un alt meci bun. Mulțumesc! Mersi mult!